ben de evin duvarını doğuş açtı. Artık suntem acum 10 ani și la fiecare figură a noastră, fiecare gest, cam cum vă comportați pe practic. Scoateți caietul din tine. Deci, ca prima dată, nu mai trebuie să ne întoarcem acum 10 ani la orele de matematică, cu siguranță. Scoateți foaie de hârtie, da? Sau unde se deschide catalogul? Pentru noi emoțiile sunt mai mari decât pentru noi. Pentru că dăm seama că am cât timp a trecut. O să încep cu o glumă și o să sfârșesc cu o glumă, iar la mijloc o să spun câteva cuvinte de apreciere. Discutam cu una dintre voi, nu spun cu care, și spune, când eram în timpul liceului, aveam în vis două persoane pe care le visam dintre profesorii noștri. Pe doamna profesoară Cincă și pe domnul profesor și apoi am mai învățat și niște lecții. Am învățat de la Toma Oana să vezi întotdeauna partea plină a paharului și atunci vei izbuti în viață. Da? Și vă doresc succes în continuare, atât pe plan familial, cât și pe plan profesional, cât și în toate domeniile și aspectele. Fără nicio intenție, eu nu mă uitam niciodată la ce note aveți voi la grupul de când puneam o notă. Nici nu venea cu catalog în clasă de ce n-am eu știam ce scrie acolo și vă mai spuneam și vouă câteodată sau altă dată, poate nu. Dar mi s-a mai întâmplat. Chiar în primii ani de învățământ, am început și eu la învățământul la treapta cea mai de jos, adică clasa a 5-a. Am fost primul profesor în Bacău care a predat la clasa a 5-a, la școala generală. Înaintea mea mai fusese o singură profesoară de engleză în Bacău. Deci când am venit eu la Bacău, era o singură profesoară de engleză în oraș, care se plimba la 3 din cele 4 licee existente la vremea aceea. Și mă uitam în catalog, tocmai spuneam unei colegi, de obicei țineam licei foarte buni, cele două Simone și alte câteva dintre dumneavoastră, și cei mai avem cu probleme, care făceau necaz. Nu cred că am avut după licența în clasa noastră. În memoria noastră, în
ceva, dar ne învățăm același timp și să ne grăbim, să ne cunoaștem și să aspirăm spre o împlinire și spre o evoluție. Ceea ce am constatat, am spus că toată lumea prezentă aici a evoluat foarte frumos și cred că ne doream altceva decât să auzim aceste întâlniri ale voastre. Vă dorim până așa în continuare, când ne vom mai revedea să aveți simptoma la fel de bine și mai bine. Profesional este remarcat faptul că, depărtându-mă de venirea voastră inițială, dar bine, neuitându-o și are importanță în existența voastră, ați reușit cele mai surprinzătoare meserii și domenii. Apoi, pe plan personal, iarăși, legat, poate nu sunt atât de curentă, deși bineînțeles că ar trebui să știu, tocmai de ceea ce spuneam, la sfârșit, la sala 12-a, când trebuia să plec pentru că urma să las, și știu că așa este. Și a fost clasa extrem de revoltată, având un reprezentant fervent al județului, poate Geta, să nu mai spune, nu se poate. Nașteți și peste o săptămână veniți la nu se poate așa ceva. Cum să ne lăsați în ultimul an, în clasa 13, asta înseamnă trăbdare. Nu poți fi așa ceva. Se vede că Geta nu auzese niciodată un copil normal, era în clasa 12 abia, nici acum nu știe, dar le îndrepte mămici ce înseamnă să fii mamă. Este un miracol, este ceva care schimbă toată viața, este un sentiment uluitor, extraordinar, copleșitor. Și copilul e centru vieții tale, în clipa aceea, până la sfârșit. Fără doar și poate. Bine, și soțul gravid, dar în jurul. Mă bucur că Anca a publicat, dar nu i-a spus nimic. Și aș fi vrut și eu să-i cumpăr cartea, așa cum și ea a avut bunăvoință să o cumpăr. În teza de doctorat și știți bine că am împărtășit cu 7 dintre voi această bucurie. În primul an de doctorat, 7 fete m-au așteptat în holul universității, când am ieșit de la un curs, cu un buchet de trandafiri alb. A fost un moment extraordinar emoționant pentru mine, uluitor. Simona, Adina, Georgiana, Cristina, Valentina, cum erai și tu? Am dat la România. Oana, Oana, acum ce să-mi aminte să nu cumva să uit cu cineva, dar a fost ceva cu totul... Da, zi, da, da. Alina Vodica, normal, normal, eram foarte mândră că am o arhitectă în familia de copii spirituali, pentru că sunteți copiii mei spirituali. De ce? Eu nu am predat matematică, am predat o știință, am predat o artă. Literatura este o artă și modelează suflete și spirite, nu mai rațional și logica. Deci dacă nu realizam o punte sufletească pe mine și voi, niciodată nu ați fi înțeles literatura și nu ați iubit-o așa cum simt că o iubit. Din tot ceea ce mi-a spus. Chiar și un economist încă mai are nevoie de partea de creație, pentru că asta ne îmbogățește și plătește extraordinar. Și consider că este o clipă privilegiată pe acesta, care nu putem deschide sufletele din nou, pentru că au fost clipe frumoase și cred că țineți minte cu câtă pasiune interpretam și descoperam alte și alte idei, alte și alte lucruri pentru sufletul nostru. Foarte rar întâlnim aceste clipe privilegiate în viață și e bine să ne bucurăm de ele din plin. Să dau un citat celebru, să spun și eu două cuvinte în final. Am fost impresionat
pozitiv de cum am intrat în clădirea școlii, văzând afișul acesta, pentru mine a fost premieră, față de alte serii cu care m-am întâlnit. Am fost plăcut impresionat de comentariu inteligent, estetic și hazliu la montajul de fotografii. Mi-a plăcut să văd acum acest, cum se numesc? Catalog ilustrat cu amintire și nu în ultimă instanță să constat cu încântare simțămintele sincere pe care le-ați împărtășit aici, modul cum v-ați exprimat privitor la împlinirile profesionale și personale, la faptul că ați apreciat cu maturitate ceea ce poate n-ați sesizat în timpul liceului, că ați absolvit o școală care v-a dat o largă deschidere umanistă prin structura noastră, fapt pentru care eu nu pot decât să fiu încântat. Să mulțumesc în primul rând colegilor mei, care cei prezenți și a celor care nu sunt prezenți, care s-au străduit fiecare pe măsura forțelor lor să își împlinească atributele linii instructive educative în privința activității. În ceea ce mă privește, sincer am participat cu încântare la această întâlnire, nu pot să nu-mi exprim regretul, că totuși lipsesc o parte dintre colegii care ar fi putut fi prezente. Oricum, sperăm la următoarea întâlnire. Dar viitorul va decide. Pentru toate acestea, eu vă felicit din inimă, vă doresc noi împliniri personale și în plan profesional și să rămâneți în continuare prieteni, așa cum am constatat aici niște prieteni care s-au cimentat încă din timpul școlii și au rămas constante. Iar în ceea ce privește profesiile pe care i-ați îmbrățișat, nu pot să nu-mi exprim mulțumirea și admirația pentru faptul că ați depășit niște bariere. Dacă mă gândesc, dintre serii care le-am, multe serii, lucrând 30 de ani în liceul pedagogic, care le-am avut aici, altele pe care le cunosc, la care am lucrat ca profesor, n-am văzut atâtea exemple ca aici, cu oameni care și-au depășit cadrul profesional dat și direcțiunile date de către profilul școlii noastre și în pofida rezervelor care mi le exprimam atunci, ca și colega mea care a spus acest lucru în clasa 13, cum veți face față pe niște căi cu totul noi. Iată, ați demonstrat că sunteți cu toate o forță, sunteți pline de entuziasm, de pasiune pentru profesiunile alese și pentru toate astea nu pot să îmi exprim decât încântarea și mândria de a fi fost dirigent de vreme de licenția. În concluzie, sincere felicitări pentru, încă o dată, pentru organizatoare și pentru voi toate care ați făcut efortul și ați reușit să veniți la întâlnire. Vă îmbrățișez pe toată lumea și vă doresc cât mai multe împliniri.